luminează și se sfințește acest drapel militar, într-o putere și întărire armatei noastre creștine și tuturor robilor Tăi, Doamne, care slujesc în inspectoratul de situație, pentru situații de urgență. Și spre biruința tuturor vrăjmașilor și asupra tuturor reilor ce vin asupra noastră, din slăbire cu această apă sfințită. Servesc patria! Ca pe lumina ochilor! Să păstrez ca pe lumina ochilor! Drapelul de luptă tricolor! Drapelul de luptă tricolor! Simbol al unității! Simbol al unității! Suveranității! Suveranității! Și independenței naționale! Și independenței naționale! Al onoare, al onoare, viteziei, viteziei și glorie militare a poporului român. Și glorie militare a poporului român. Al tradițiilor eroice străbune, al tradițiilor eroice străbune și al patriei mele, și al patriei mele, România, România. Garda drapelului. După mine, marș! Garda drapelului, în formație, marș! Situația de urgență Botoșan, cum am zis, are o istorie care depășește 170 de ani, de la înființarea celei de-a două unități de pompieri din România, în județul Botoșan. A evoluat mult în ultima perioadă, numai defilarea cu tehnica care ați văzut-o și cu oamenii arată, de fapt, unde s-a ajuns în ziua de astăzi, ca și dotare și ca și capabilități de intervenție. Ieri m-a arătat domnul inspector șef câte erau intervențiile în 2005 și la câte au ajuns acum, adică de la 2000-3000 de intervenții suntem acum la peste 15000 de intervenții, deci sunt foarte multe intervenții care sunt în slujba populației. Astăzi este și ziua protecției civile din România, așa că predarea drapelului chiar de ziua protecției civile este și încă un simbol în plus și eu îi felicit pentru tot ce au făcut în Botoșan și sunt convins că
vor continua mai departe. A fost propunerea dumneavoastră să se acordă drapelul? Nu, s-au propus, deci propunerile s-au făcut, bineînțeles, din partea inspectoratelor care s-au pregătit pentru acest lucru. Propunerile se fac de către ministru, către președintele României. Când președintele României decide acest lucru, se emite decretul și atunci se predă drapelul. Deci propunerea vine din partea ministrilor de interne. Se va decide care sunt formele, dar că dotare, ce pot să vă spun, că încă nu s-a terminat. Ați văzut din dotările care au trecut astăzi, bărcile și mașina de scafandri au fost achiziționate anul trecut pe fonduri structurale de către Inspectoratul General. Au fost cheltuiți 31 de milioane de euro din partea, pe partea fondurilor structurale și încă aproximativ 9 milioane de euro din partea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe inspectoratele din România. În acest an, ținta noastră este către 60 de milioane de euro din fondurile structurale iarăși, plus ce va mai da Ministerul. Și anul trecut ne-am axat mai mult pe partea de comunicații și pe partea de inundații și intervenție pe apă. Anul ăsta ne vom axa pe partea de căutare, salvare urbană și dotare specifică pentru intervenții la cutremurile și la aspectele care sunt de căutare, salvare. Repet întrebarea, se impune asigurarea militarilor de la ISU? Normal că trebuie protejați și trebuie să fie acest lucru. Care e forma care se va face? Acest lucru urmează să vedem. De ce nu se face? Deci, încă o dată. Nu sunt bani? Deci, a fost discuții mai mult în acest sens și aspectul de a asigura lucrătorii este un aspect care se discută și pe partea ambulanței, și pe partea SMURD-ului, și pe partea pompierilor. Deci decizia este o decizie mult mai sus, este o decizie politică, este o decizie de fonduri, este o decizie de modalitate. Deci acest lucru este în discuție. S-a vorbit că la Iași s-a pierdut o inimă pentru că nu s-a găsit transportul, a fost eronat. A ieșit colega de la Iași și a comentat acest lucru, doamna dr. Cimpoieșu. Deci elicopterul era prezent, putea să fie solicitat, dar nu s-a solicitat. Deci nu a fost solicitat. Se pare că la Târgu Mureș persoana care operează, care face transplantul, nu era disponibilă. Era plecată din oraș și nu s-a decis să fie solicitat elicopterul. Acest lucru poate să-l confirme și domnul dr. Zotra din partea Agenției de Transplant. Însă elicopterul era disponibil și numai în ultimii câteva luni au fost date pentru transport de organe elicoptere de la SMURD, elicoptere din celelalte utilități ale Ministerului de Interne, elicoptere mari sau de poliție, și au fost date și avioane de la armată, care l-am solicitat când elicopterele nu puteau să zboară în condițiile meteo, s-au trimis avioane de la armată, avioane mari care au ridicat organul și l-au dus acolo unde trebuie. Am început chiar și cu sponsorizări de la, de exemplu, Holcim ne ajută în acest sens și cu cât avem helipuncte de aterizare, mai ales noapte, în zone care sunt să zicem, greu să te duci noapte și să aterizezi pentru că nu vezi cabluri una alta. Un helipunct se asigură că este zona sigură de aterizare. Cu cât avem mai multe, cu cât elicopterele devin mai eficiente și așa este. Există deci, un proiect este... al... Există un proiect care îl facem acum pe fonduri neguvernamentale, dar aici s-au putut să se implice și autoritățile locale, consiliile județene, primăriile, să se implice pentru a face o platformă, a autoriza și a pune luminile pentru aterizare noapte este un proiect care costul lui e prea mic pentru faptul că poți să te duci să salvezi o viață.